Echipa de basket Steaua București a reușit să câștige primul meci disputat pe teren propriu în acest sezon al Ligii Naționale. După mai bine de 3 ani, echipa lui Eugen Ilie a reușit să învingă pe CSU Sibiu, scor 78-73, la capătul unei evoluții entuziasmante. Ultimul succes al roșialbaștrilor în fața Sibiului în Liga Națională, datat din 8 ianuarie 2018, scor 78-68. După mulți ani, Steaua a reușit să învingă Sibiul în campionat. Cum a fost meciul din etapa a doua? A fost mult mai mult decât o victorie după mulți ani. Pentru noi a fost o victorie foarte importantă, atât pentru campionat, având în vedere că e o echipă care în continuare cred că se bate pentru play-off, cu toate că au început mai greu, dar foarte important pentru noi ca echipă, ca grup, venind după cele 3 meciuri cu Clujul. Am reușit să strângem rândurile și să practicăm un joc frumos în meciul cu Sibiu. Cum ați reușit să capacitați jucătorii de la eșecul categoric de la Cluj din prima etapă la superba victorie cu Sibiu? Am jucat 2 meciuri de cupă unde am avut o rotație cu 2 români, ceea ce pe noi ne-a avantajat, având în vedere că în echipă avem doar 5 străini, noi ne antrenăm cu 2 români tot timpul. A venit meciul de campionat, unde am încercat să le explic că e cu totul altceva, este altă linie, alt jucători în teren. Cred că n-am făcut-o cum trebuia și am încercat să lucrăm la asta toată săptămâna. Ei au răspuns senzațional și s-au motivat foarte bine, ceea ce ne dă speranțe că putem să continuăm spre bine mai departe. Care ar fi aturile echipei de basket Steaua București în acest sezon? Plecând de la faptul că suntem 11 jucători noi în echipă, cred că cel mai important atu în momentul de față este că fiecare și-a înțeles rolul și că fiecare își dorește ca echipa asta, cu foarte mulți tineri în componență, cu o medie de vârstă foarte mică, să facă performanță și să arate că poate juca basket. La doar 21 de ani, Costin Șerbănescu este unul dintre jucătorii noi din lotul Stelei. Transferat de la CSM Miercurea Ciuc, Costin a reușit 10 puncte în acest sezon și este convins că Steaua are puterea de a accede în play-off. Cum te-ai integrat la clubul din Ghencea? A fost o perioadă foarte ușoară pentru mine să mă integrez datorită colegilor care m-au primit cu brațele deschise și au făcut totul să pară mai ușor pentru mine. Ce înseamnă pentru tine transferul la Steaua? Este un pas important în cariera mea, pentru că este un club cu renume, un club cu o istorie. Cât a contat pentru voi victoria cu Sibiu? A fost un pas important pentru noi, pentru că a fost primul meci pe care l-am jucat acasă. Sperăm să o ținem tot așa. Următorul meci al Stelei în Liga Națională va avea loc luni 18 octombrie cu Rapid București. Partida se va disputa în sala Mihai Viteazu de la ora 18.